Acesta este compartimentul principal care găzduiește lotul porumbeilor de reproducție din crescătoria tandemului Olteanu din Costești de Argeș, membri în cadrul CPR. Câte perechi aveți aici, domnul Olteanu? În jur de 17 perechi. 17 perechi și mai aveți și alături un compartiment cu mai puține perechi, în care sunt niște porumbei mai în vârstă, îmi spuneați, nu? Mai în vârstă, da. Da, și îi lăsați mai lejer, mai... Mai lejer, că... Să fie mai puțin. Fiu sigur că sunt dinică. Da, da, exact. Câte perechi de pui scoateți în fiecare în linie? Cam 3 perechi. 3 perechi, nu? Da. Și... Pentru mine și mai scot încă o pereche... Cadouri la prieteni și... Nu? Mai bine. Da? Bravo. Acesta este... 2017, locul 2, Palmares Superante, Supera Străian. Bravo, frumos. Este și tatăl femeii care a fost locul 2 în expoziție la Marathon Yearling. Da, ăsta e? Da. 3 ani Palmares. Supera. După câți ani l-ați retras, după 3 ani? 2017 l-am retras. Ah. Când a fost locul 3 Palmares. Ah, deci are 6 ani de reproducție. Da. Și v-a scos, sunteți mulțumit de cum a reprodus? 2019 mi-a scos o femeie, în 2020 a fost locul 2 la Marathon Yearling. Mm-hmm. Acesta este tatăl femeii în locul 1 naționalul CP la fond în 2016. Da. Este verișor cu cel negru, mamele surori. Da, da. Am plecat cu aceeași femeie și cu amândoi masculini, femeia mi-a dat locul 2 la Marathon Yearling și locul 1 la fond național UCP. Da. În 2016. Și ei fiind foarte buni zburători și categoria fond. Da. Până la ce distanță va veni cel mai bine? Sau cât i-ați angajat? La 900. 900 deja, da, da, da. După aceea, când mi-au ieșit femeile în evidență, i-am reprodus la mare. Acesta este de 2011, din porumbelul la Neamț, care... A, e fiul direct din Neamțul ăsta? Fiul direct din Neamț, da. Da. Având pana Emil, o femeie care a zburat foarte bine pe Polonia în 2017 și în 2021 a fost fisa. Fisa lui femeia aia a fost locul la Asfond, da, în expoziția națională UCB. Neamțul din ce an era? 2007. Nu-l mai aveți, am vrut, nu? Nu. Ce culoare era, albastru? Negru. Negru neamț, da. Femeala era în față. A, deci ăsta e dat spre femeala. Da, da, da. Acesta este frate bun cu locul 1 național fondul în 2016. În 2019, la un an de zile, a fost în expoziție la AS. 14 clasări din 15 angajeri. Da. Și în 2020, angajându-l la Donetsk, mi-a venit spart de uliu și l-am redat la marcă. Da. Și frate bun și cu... Frate bun de cuib cu femeia care a fost locul 9 județ la Doneț la un an de zile, în 2019. Da. Din el acum a venit prima femeie de yearling. Fică din el, nu? Da, 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 da. Schimbați cuplurile de reproducție în fiecare an? Da, da. Nu-i lăsați la fel, nu? Numai... care merg așa la sigur, adică nu... Foarte bine, adică... Da, 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 da. Acesta este mami femeie care mi-a venit ieri la fond. Ea avut 4 puncte la Asmaraton în 2015. Da. Și următorul an locul 5 la Maraton Fecii. Da. Când vă stabiliți perechile de reproducție, vă uitați și după pedigre? Încercați nu, să-i nu, 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 nu. Nu aveți treaba pe... Nu mă uit la pedigre. Pedigre, că... nu? Pedigrele sunt niște hârtie, doar ce reproducții. Ați apelat și la consanguinizări? Faceți porumbei și la mai consanguin? Nu. Nu, nu, nu? Foarte, foarte rar să fac consanguin, dar... Da. În special fac bun cu bun care e. În crucișer, da. Da, da, da. Acesta este frate bun cu... locul 2 la Marathon, 2020, Marathon Yearling.
Da. Am băcat pe patru frascu cu el la maraton, că mama lui nu mai cu ouă. A, mai e, da. Și am băgat la mate, da. Da. Ăla e cocon primit de la domnul... Da, da, domnul Jalo, unul de aici, mai am unul în partea ceva. Și ăsta tot la fel de frate cu locul de la maraton în 2020. Care ulterior, femeia, sora ei care a fost la maraton, a ajuns la domnul Andrei Manus. Mai am de la domnul Andrei Manus, care totuși au dat rezultate pe urmă. Au confirmat, nu? Da. Da. Bine, Marius, e un crescător cu porumbei foarte bun. Origini deosebite și rezultate excelente de cursul anilor. Și de la dânsul, ca de tot ce am luat, a mers, nu? Au confirmat foarte bine. Nu? Aceasta este iar o soră cu cea de la domnul Andrei Manus, cu de la Maraton Iarming. Da. Femeală care are locul 3 zona Argeș la Donetsk, Palmares, 3 ani. Bun. 3 ani Palmares? Da. 3 ani Palmares, Donetsk. Cât aveți până la Donetsk, noastră? 1050. Frumos. Și valoroși cu rezultate sportive. Avem ascul de domnul Stan Ilie, tot în pulmii de fum maraton, care am luat să-mi cucisesc cu ai mei. Da. Și cu cel frumos de la Răbulescu. O să se bucure când o să-l vadă. Da. Frumos v-a spus, într-adevăr. Daniel, un singur puc am avut acum bucat, mi-a venit dimineața. La fond, la un an de zile. O să-l mai multiplicați, la anul băgați mai mult, am luat-o de zbor. Da, mai avem acum și cu șpui. Să mai și scoată. Frumos. Frumos. Aveți ce vă trebuie? Mergem și alături? Da. Mai arătăm.